Peste 25 de drumuri naționale din 5 județe au fost închise în această dimineață din cauza ninsorilor și viscolului. Mulți șoferi au rămas blocați în trafic, iar un autocar cu 10 de pasageri s-a răsturnat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Și CFR anunță probleme pentru 21 de trenuri care vor avea întârzieri mari. Probleme au fost și în București, unde vântul puternic a doborât mai mulți copaci. Detalii primim de la jurnalista Euronews, Ioana Corneev. Bine te-am găsit, Ioana. Care este situația? Bun găsit! Capitala este sub cod galben de vreme rea până diseară la ora 18. A nins toată noaptea în București și la fel se întâmplă și la această oră. Din cauza viscolului, 12 copaci au căzut și au fost avariate 6 autoturisme. Autoritățile au anunțat în această dimineață că pe durata codului roșu toate drumurile naționale vor fi închise, mai puțin cele spre Galați. Noi în acest moment transmitem de la intrarea pe autostrada Soarelui, aici unde deocamdată se circulă, dar la kilometrul 64 în zona Fetești circulația a fost restricționată din cauza vremii. Mai mult decât atât, se circulă în condiții dificile și pe calea ferată. CFR Călători a anunțat că 12 trenuri vor fi anulate astăzi. Vorbim despre trenurile care duc sau vin din județul Constanța, acolo unde în acest moment este cod roșu de viscol și ninsori. Au apărut și primele accidente. Vorbim despre un autocar cu 40 de persoane care s-a răsturnat în județul Ialomița și un alt autocar s-a răsturnat tot în acea zonă cu 30 de pasageri ucraineni. Din fericire, nu vorbim de victime în niciunul dintre cazuri. Sunt 25 de drumuri naționale închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 5 în județul Brăila, 4 în județul Buzău, 5 în județul Constanța, 5 în județul Călăraș, 2 în județul Ialomița și de asemenea 4 în județul Tulcea. Au fost foarte multe probleme pe drumurile naționale încă de azi noapte și chiar de ieri. În prezent, un autocar cu mai mulți cetățeni ucraineni este răsturnat pe DN21 în localitatea Iazul din județul Ialomița. Din fericire, nu au rezultat victime, însă momentan nu poate fi remediată problema acolo. Drumul este aproape înzăpezit. Se încearcă eliberarea autocarului și circulația să fie reluată, însă ninge viscolicii și se depune multă zăpadă pe carosabil.